Mintea sănătoasă stă într-un corp sănătos, spune o vorbă veche. Și mai completăm noi spunând că de multe ori sportul face minuni. În cazul poveștii noastre de astăzi, minunea este dublată și de faptul că prin sport poți ajuta. Eroina noastră de astăzi este Cristina Simona Nedelcu. La 31 de ani, ea se poate mândri cu o carieră strălucitoare, ci a fost recunoscută la concursuri de top de gimnastică aerobică din întreaga lume. În 2008, la campionatele mondiale desfășurate în Germania, câștiga medalia de aur cu echipa și argint la proba individuală de gimnastică aerobică. Un an mai târziu, la campionatele europene desfășurate la Liberec, Cehia, câștiga aurul la proba de cuplu. Tot aur aducea Cristina noastră României și în 2010 cu echipa la campionatele mondiale desfășurate în Franța. În plus, are la activ 6 titluri de campioană națională la gimnastica aerobică. Tot ce v-am spus până acum sunt doar câteva exemple dintr-o istorie plină de reușite, muncă asiduă și determinare. De altfel, Cristina Nedelcu este cunoscută pentru show-ul pe care îl oferea la fiecare demonstrație de gimnastică, programele ei fiind, de cele mai multe ori, de natură să-i lase pe spectator cu gura căscată. Cristina a plecat de acasă de la 7 ani, la Deva, departe de casă, pentru că viața de sportiv de performanță cere sacrificii. Este o persoană ambițioasă, puternică și foarte motivată. Când a ieșit din sportul de performanță, s-a simțit pierdută, pentru că toată viața ei de până atunci era doar antrenament, concurs și școală. Întâmplarea face ca în 2018 Cristina să ajungă la una din asociațiile prietena emisiunii noastre, asociație care susține integrarea socială și profesională a tinerilor vulnerabili din România. Prima interacțiune cu ei a fost atunci când a fost invitată să le povestească despre ce înseamnă să fii sportiv de performanță. A rezonat extrem de tare cu faptul că în asociație li se oferă tinerilor consiliere psihologică și vocațională și că sunt ghidați spre a-și găsi un sens și un drum în viață. Și de atunci a rămas alături de ei. Acum, pe lângă faptul că este profesoară de fitness, de educație fizică și antrenor personal, este parte din asociație fiind chiar inițiatorul și coordonatorul unui proiect măreț. Tenis pentru fapte bune se numește proiectul și reunește campioni olimpici și mari jucători de tenis pentru o cauză nobilă. Susținerea tinerilor instituționalizați. Peste 3500 de tineri părăsesc anual sistemul de protecție. Parcursul meu ca sportiv de performanță m-a învățat că sportul conectează și sensibilizează comunitățile și prin acest turneu de tenis mi-am dorit să readucem în atenția publicului vulnerabilitățile și riscurile cu care tinerii defavorizați se confruntă și să convingem cât mai multe persoane să se implice în cauza noastră. Asociația din care fac parte acum reprezintă o șansă reală pentru aceștia și le oferă acces la diferite oportunități care îi creionează și modelează astfel încât să devină ei înșiși motoare ale schimbării. Tenis pentru fapte bune va fi un eveniment cu o energie incredibilă, care va avea un impact semnificativ, atât în viețile participanților, cât și în viețile beneficiarilor cu care lucrăm, spune invitata noastră de astăzi. Ceea ce o definește pe Cristina Simona Nedelcu este faptul că ea crede că sportul nu înseamnă doar mișcare, vine cu toate valorile lui, spirit de echipă, perseverență, fair play, dar și comunitate, implicare și susținere. Îți mulțumim pentru că ne-ai făcut mândri că suntem români și te considerăm un bun prețios al României și te purtăm cu respect în suflet pentru că meriți. Și fără alte introduceri, pentru că asta a fost cu siguranță cea mai potrivită introducere de astăzi, alături de mine și de colegul meu Ionel. Bună, Ionel, bine ai revenit! Bună, Alice, bine v-am regăsit! Alături de noi aici, pe Metropola TV și pe Sport Total FM, Cristina Nedelcu. Bine ai venit, Cristina! Bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație! Noi îți mulțumim că ai acceptat să vii pe la noi, să stăm de vorbă. Am văzut așa ca un mic sumar al vieții tale, foarte mic, și tocmai de asta suntem noi aici, ca să dezvoltăm pe subiect
Și de asta te-am chemat, să ne povestești despre tine, despre viața ta și să adunăm poveștile astea frumoase de la oamenii frumoși care ne aduc bucurie și mândrie în țară, nu doar cu rezultatele în sport, ci și cu ce fac după ce își încheie cariera de sportiv. Hai să începem cu începutul, nu-i așa, Ionel? Sigur, din start. Pe material am auzit despre tine că la o vârstă foarte fragedă, când alți copii abia și începeau copilăria, tu ai fost nevoită să pleci de acasă și să începi un drum plin de succes. Cum a fost experiența asta pentru tine? Cum a început? A sunat frumos, am fost nevoită să plec de acasă să încep un drum de succes. N-am fost chiar nevoită, am plecat pentru că îmi doream foarte mult să fac gimnastică la cel mai înalt nivel și am plecat la Centrul Național de la Deva pentru a mă antrena acolo cu cei mai buni antrenori și am fost selectată să fac parte din grupul de fetițe care se antrenau acolo. Nu știam eu dacă o să am un drum de succes sau nu, dar am descoperit mai târziu că perseverența, munca și poate un gram de noroc au dat roade și au dat un sens acestui drum. Dar da, am plecat la 7 ani am plecat de acasă, eu am început gimnastica la vârsta de 4 ani. Da, Cristina, ce rol aveau aceste centre olimpice, făcând așa trecerea de la debut către confirmare, nu? Acolo unde se șlefuiau talentele următoare pentru gimnastica românească? Cred că avea un rol foarte important, pentru că, de exemplu, în momentul prezent, noi nu mai avem baze de selecție. Cred că pot să spun, fără să exagerez, că aproape niciun sport și vedem asta, din păcate, vedem la Olimpiadă, vedem în rezultatele pe care le avem pe plan mondial. Și ca să-ți răspund la întrebare, cred că juca un rol foarte important. De acolo plecau majoritatea sportivilor care duceau steagul sus, acolo unde ne-am obișnuit noi cu el, în competițiile olimpice, mondiale și nu numai. Știm foarte bine că atunci când suntem mici, când suntem copii, avem așa visuri mărețe, dar în același timp sunt și obstacole care trebuie depășite. Și școala, și viața personală, și copilăria pe care trebuie să ne trăim. Cum a fost pentru tine să îmbini toate lucrurile astea armonios? Ca pentru orice copil, lucrurile atunci când ești mic sunt provocatoare. Și ca o joacă, exact. Ca un veșnic joc. Nu știu neapărat dacă precum o joacă. La noi nu era timp de joacă, noi eram într-un cantonament permanent și atunci nu existau decât foarte scurte momente în care ne relaxam și aveam vacanțe. În schimb, de sărit la groapa cu bureți. Da, nu știu, ne jucam, nu știu, nici măcar nu mai amintesc care erau jocurile noastre. Noi ne jucam tot prin a face gimnastică, prin a face competiții între noi, săream elasticul sau jocurile copilăriei noastre. Da, au fost momente în care am întâmpinat dificultăți, în care am întâmpinat accidentări, dar am avut sprijin, am avut antrenori, am avut oameni care ne-au ajutat să mergem mai departe și pe mine cu siguranță m-au ajutat. Da, vorbim de o forță atât de mică la care încep drumul către performanță cu niște rigori excelente la fața locului. Lasă urme și pentru cei care, din păcate, dintr-un motiv sau altul, nu ajung la performanță pentru viața lor ulterioară, fetele care treceau pe acolo și se confruntau încă de mici cu aceste reguli foarte stricte? Regulile nu lasă urme pentru nimeni. Eu consider că ce lipsește cu deosebire în societatea noastră și mai ales pentru tinerii și pentru copiii noștri nu sunt neapărat rigorile, dar regulile într-adevăr te ajută să-ți urmezi drumul și, așa cum am eu o vorbă, când motivația dispare, dacă disciplina nu te ajută, nu o să ajungi niciodată să-ți atingi obiectivele. Deci regulile cu siguranță nu lasă urme pentru nimeni. Însă este adevărat că toți cei care încearcă să pășească pe acest drum al succesului nu ajung acolo din diferite motive și, într-adevăr,
cred că atunci când părăsești scena performanței, indiferent de cum o faci, chiar dacă ai ajuns deja la performanță sau nu, după ce ai pășit în viața normală, rămâi cu oarecare, nu știu, dorință de a face lucrurile la cel mai înalt nivel și cumva cu acest sentiment că nu-ți găsești tot timpul locul. Ceea ce pe mine m-a determinat să intru în asociația de Social Incubator, pentru că eu, după ce am părăsit scena performanței, cumva nu-mi găseam locul, nu știam exact în ce direcție să o iau, la ce o să fiu bună, ce pot eu să fac la fel de bine cum am făcut până atunci în viața mea. Și atunci când am intrat în asociație, am descoperit că pentru acești tineri se făceau aceste ateliere vocaționale în care ei sunt ajutați să-și aleagă drumul în viață în funcție de competențele lor și nu numai, și consiliere psihologică. Și mi s-a părut, wow, deci lucrul ăsta ar trebui să existe și pentru sportivii de performanță, pentru că, într-adevăr, atunci când părăsești scena performanței, ai nevoie la rândul tău să fii integrat în societate. E nevoie de o îndrumare specifică astfel încât să-ți găsești locul, exact așa cum ai spus. Da, să-ți găsești utilitatea, pentru că tu ești obișnuit să faci totul cu rigor și la cel mai înalt nivel. Și într-un mediu cu care erai deja familiarizat, erai adaptat la un mediu și după aia ai devenit civil, cum se spune în actorie, așa se spune, ești civil. Vreau să te întreb, pentru că ai menționat faptul că au existat momente, bineînțeles, ca în viețile noastre ale tuturor, momente mai puțin plăcute. Și accidentări, bineînțeles, cum termin. Poți să ne povestești de un moment emoționant așa din viața ta, când poate ai avut cea mai mică frântură, știi, de a spune, bă, gata, nu mai vreau, lasă-mă. Au fost foarte multe momente și sunt în viețile tuturor sportivilor, sunt multe momentele în care îți vine să arunci batista sau prosopul, să spui gata, renunț, dar nu se întâmplă asta pentru că nici nu știu, n-aș putea să pun degetul pe ce anume te determină să mergi mai departe, dar cred că asta face diferența între cei care ajung la înalta performanță în orice domeniu, nu vorbim doar de sport, în perseverența și în îndârjirea lor de a refuza un eșec și a găsi întotdeauna soluții și a învăța din ce s-a întâmplat și a merge mai departe mai bine. Știi cum e că în momentul în care ești la o vârstă fragedă, unde maturitatea ta emoțională nu este la nivelul la care clar este acum, pentru că suntem într-o veșnică transformare și într-o veșnică evoluție, ai tendința să iei lucrurile, să iei, exact cum ai spus tu, un eșec sau un refuz sau o zi mai proastă, să o iei ca fiind tragedia vieții tale. Momentul în care, gata, lucrurile acolo spun ceva mai rău, nu se poate întâmpla decât ziua respectivă. Unde ți-ai găsit tu sprijinul ca să treci peste genul ăsta de momente? Pentru că făceai o paralelă între nevoia de consiliere psihologică pe care copiii sportivii au nevoie în zilele noastre. Când erai tu, la vârsta lor, la psiholog, mergeau doar stereotipurile veșnice românești. Da, eu am fost, aș putea spune, una dintre norocoși, pentru că noi am avut un psiholog care ne ajuta atunci când aveam momente de dificultate. Avansat. Da, însă cred că atunci când ești foarte mic, așa cum ai spus tu, nu realizezi cu adevărat. Momentele, într-adevăr, nu par atât de tragice, iei lucrurile foarte ușor, însă atunci când ești adolescent, când se întâmplă toată furtuna de emoții, hormoni și așa mai departe, atunci lucrurile tind să ia o turnură sau alta. Și cred că faptul că aparțineam unui grup care avea niște valori înalte, care lupta pentru niște lucruri foarte frumoase și practic eram elita din România. În momentul în care noi intram într-o sală de gimnastică, toate delegațiile, China, Rusia, Franța, toată lumea aștepta să vadă delegația noastră, pentru că eram cei mai buni din lume la momentul ăla. Și aș adăuga să gândeau de la locul 2 în jos. Așa mergeam și noi cu atitudinea asta, nu? Trebuie să mergi să câștigi.
Dar da, nu se întâmpla tot timpul asta și momente grele au fost și atunci când, nu știu, de exemplu, după un an întreg de antrenamente, ajungeam la campionatul european și ajungeam să ratez în finală și atunci ajungeam pe locul 4 sau eu mă antrenam pentru medalia de aur și nu se întâmpla asta. Dar, așa cum am spus, cred că faptul că aparțineam unui grup unde mi erau inspirate aceste valori mă ajuta. Era locul unde îmi găseam puterea să o iau de la început și cumva asta facem și noi în asociație. Le inspirăm acestor tineri valori înalte și sprijinim să o ia de la capăt de oricâte ori este nevoie. Da, mă, și când încă vorbeai și este normal într-o carieră de sportiv profesionist, oricâte satisfacții avea, sunt și neplăceri. Cum o luai de la capăt când, iată, spuneai, după un an întreg de muncă, aveai și o ratare nedorită? Cum o luai de la capăt pentru a ajunge din nou în cea mai bună formă? Cu greu, o iei cu greu de la capăt. O iei cu greu, o iei fix de la zero, pentru că cumva trebuie să consideri că ca să poți ajungi să fii din nou cel mai bun, nu poți să o iei așa ușor, să spunem, haide, gata, am fost doar puțin departe, am fost la limită, de aproape am luat medalie, nu. O iei de la capăt cu greu, o iei poate cu plânsete, o iei cu greu, de ce spun greu? Pentru că este greu să ieși tot timpul din zona de confort, să-ți învingi confortul tău, să trebuiască te doare, nu vrei, poate ai o petrecere cu prietenii, trebuie să renunți la toate lucrurile astea pentru a-ți disciplina viața și a-ți atinge scopul. Și atunci, da, de asta spunem noi că sunt sacrificii în orice faci pentru a ajunge la performanță, dar atunci când într-adevăr îți dorești lucrul ăla, fără astea nu se poate. Fără asta nu se poate. Clar, când vorbim de sport, când vorbim de performanță, clar vorbim despre sacrificiu și despre determinare și despre diverse calități pe care mulți oameni nu și le fructifică așa cum trebuie, dar și când există acolo momentul acela de bucurie, când am văzut și fotografiile cu tine cu numeroasele medalii pe care eu cred că e photoshopată poza, cred că ți le-a ținut altcineva, că nu ai cum să ții atâtea medalii, domnule, pe mâini și la gât. Deci te dezechilibrează. Foarte bine, felicitări. Cum a fost pentru tine momentul în care ai avut, nu știu, cel mai concursul cu cea mai mare intensitate sau prima medalie majoră pe care ai obținut-o? Wow, e foarte interesant că mă întrebi asta, pentru că eu eram un sportiv, eu apropo de calități și așa mai departe, eu am avut în generația mea colege mult mai talentate decât mine sau mult mai, nu știu, mai bune decât cu un mine. Dar exact. Cu alt talent. Însă, din păcate, dintr-un motiv sau altul s-au pierdut pe drum sau au intervenit accidentări și așa mai departe. Însă eu eram cea care persevera, muncea foarte mult, suplimentar dacă era nevoie, pentru că îmi plăcea foarte mult ce făceam. Și cumva așa am ajuns eu pe podiumul acesta. Iar la prima mea competiție la seniori, când am fost selectată pentru lotul național de seniori, am ajuns în proba de grup unde concuram pentru aur. România era campioană mondială la această probă deja de 5 ani, iar eu eram abia venită la lotul de seniori și în momentul în care am ajuns la scenă, mai aveam un minut, era deja în desfășurare exercițiul dinaintea noastră și apoi urmam noi să urcăm pe scenă. Colegele mele s-au împrăștiat așa și au să se concentreze înainte de exercițiu și eu am rămas așa singură și am zis, oare eu ce caut aici? Și m-am dus la antrenorul meu secund și am zis, știți, eu vă anunț acum în acest moment, eu mă las de sport, Claudiu Varlam fiind antrenorul secund, pe care poate se uită la noi și îl salut cu drag. Și s-a uitat la mine, a început să râdă și a zis, Nedelcu, revino-ți, tu ești pe scenă acum pentru aur. E locul tău aici. Nu, trebuie să spune. Eu anunț, am renunțat. Sunt, da, poți să renunți, dar ia medalia și după aia faci ce vrei. Am luat medalia atunci? Am luat medalia, da. Deci, asta înseamnă antrenamentul. Asta înseamnă antrenamentul, de aia ne antrenam atât de mult.
după ce am renunțat la sport, am înțeles de ce se întâmplau atâtea ore de antrenament. Și era la prima competiție, care a fost aportul tău pentru că echipa să rămână pe podium, să ia locul întâi atunci? Era la prima acțiune ca senioară. Așteptările erau foarte mari. Erau, presiunea era foarte mare, n-aveam voie să ratez. Colegele mele aveau foarte multă experiență, erau deja campioane mondiale. A existat o presiune foarte mare, dar, repet, antrenamentele, orele de antrenament și-au spus cuvântul, dar ăsta este un moment și pentru mine foarte marcant, pentru că eu mi-am dat seama în fața scenei ce presiune și ce responsabilitate am și asta a fost reacția mea amuzantă de altfel, în care m-am dus și am spus antrenorului, știți, eu m-am lăsat, m-am retras. Am ajuns acum, aici, am plecat. În momentul ăsta nu știu dacă v-am anunțat, dar nu știu de ce m-a spus să vin. Deci, nu, Alisa, am venit aici, așa, da. Am venit aici, m-a văzut lumea, nu mai e nevoie să concurez, pot să plec acasă. Da, exact, veni, vedi, vici. Dar uite, în momentul când ai ajuns la lotul național, aveai pe cineva din colegele tale care erau deja cu mai multă experiență sau din antrenori, eu știu, la care te uitai înainte cu admirație de acasă, da. Și momentul când ai ajuns, pentru că știu, Ionel, noi vorbim la fotbal când mai avem câte un invitat care spune, păi când m-am văzut în vestiar... Și cu Vasile, meu. Și cu Ion, și cu Georgică, și cu toată lumea. Păi da, am zis, aoleo, ce fac? Eu unde îmi pun ghetele? Da. Și mă gândesc că asta a fost și pentru tine un moment. Eu am fost selectată în primă fază la lotul de junior și, bineînțeles, în momentul în care am înțeles că am o șansă să ajung în echipa națională, în lotul de seniori al României, am început să urmăresc antrenamentele celor de la seniori, erau Izabela Lăcătuș, era Remus Nicolai, erau nume grele în sportul nostru, în gimnastica aerobică, și atunci când am ajuns să mă antrenez alături de ei și dacă nu mai puteam să mă mișc, îmi era efectiv rușine să renunț pentru că trebuia să fiu acolo la nivelul lor și asta mă împingea să vreau să fiu și eu mai bună, să-mi doresc să fiu la nivelul lor. Și da, ei aveau grijă, bineînțeles, de noi, ne ajutau de cele mai mici, în primă fază eu, apoi au mai venit colege, ne ajutau. Da, păi mie asta mi-aduce aminte de un nume atât de important în gimnastica românească, Larisa Iordache, am și fost acolo la sala Dinamo și am făcut un reportaj și ne spunea Larisa că avea liber 2 zile pe săptămână, dar dacă simțea nevoia să vină la sală, sâmbătă și duminica, pentru a repeta pentru un exercițiu care nu arăta așa cum trebuie, se găseau la sală cu antrenorii. Deci da. Această dorință de a fi mereu mai bună te făcea să uiți de sâmbătă, de duminică, de orice. Da. Și veneai doar la antrenament să-ți faci treaba foarte bine. Da. Și știi cum sunt și aspecte, pentru că e totul foarte frumos și toată, și noi ce vedem în fața ecranelor arată, e atât de lin și atât de, pare atât de relaxant și pare atât de frumos ceea ce faceți voi, dar în spate... E și scopul, nu? Se pare ușor. Se pare ușor pentru că tu în corpul tău simți de parcă am făcut o asemănare mai devreme, vorbeam puțin de patinaj artistic, pentru că eu am cochetat cu patinajul și am zis, te simți de parcă te miști în cuburi, de parcă te miști pentru că atât de tare te doare și atât de tare de încordat ești. Și sunt aspecte care nu sunt chiar atât de plăcute, dar voi le faceți pentru noi cei de acasă să le vedem de parcă ar fi totul așa, exact ca o panglică care îi dai drumul și zboară. Cum vezi tu acum, s-au schimbat un pic și metodele de antrenament. Știm foarte bine că încă între noi e o diferență de vârstă, dar și în perioada când eu eram copil, tehnicile de antrenament, educația nu se făcea neapărat cu vorba bună, au fost diverse lucruri. Da, au existat tot felul de... S-au schimbat acum, dar au și rămas în urmă puțin. Adică la sala de gimnastică acum nu mai sunt atât de multe fete, băieți, mă rog, cum era odată. Ce s-a schimbat, de fapt? Cred că s-a trecut de la o extremă la cealaltă. Nu face plăcere să vorbesc despre metodele în care erau aplicate. Nu, zic, acum au evoluat lucrurile, nu discutăm despre asta. Nu știu neapărat dacă, da, au evoluat categoric, pentru că există o generație nouă de antrenori, așa cum sunt antrenorii Larisei, Lulu și Cristi Moldovan, au fost modelele mele în gimnastica aerobică, da? Și există antrenori tineri care
da. Știu pedagogie, care au înțeles că școala veche nu este eficientă, nu este singura metodă prin care se poate ajunge la performanță, însă sistemul, din păcate, nu ne ajută. În momentul în care, de exemplu, eu ca profesor de educație fizică îndemn un copil să meargă către sport pentru că îl observ că este extrem de înclinat spre un anume sport, primesc această întrebare de la părinți: pentru ce să facă sport? Și până la urmă au și părinții dreptate, pentru că și eu, la rândul meu, și colegii mei din Breazlă, mari campioni olimpici de altfel, în momentul în care părăsim scena performanței, statul sau ministerul, nu știu cine ar trebui să se ocupe de lucrurile astea, nu ne oferă chiar un sprijin, astfel încât să reușești să-ți găsești o cale, un drum. Nu știu, eu aș spune-o pe scurt, respectul necesar unui astfel de campion în țara ta, cred că lipsește, din păcate, și atunci eu consider că de aici și lipsa de interes a copiilor să meargă către sportul de performanță, pentru că, repet, ca să faci performanță, trebuie extrem de multă dedicare în orice direcție și atunci... No, plecăm de la sportul de masă, din păcate nu mai ai de unde alege. E ca o meserie, nu? Dacă în meseria respectivă necesită extrem de multă implicare și efort din partea ta, dar nu este remunerată cum pe măsură sau decent, atunci normal că nu te apuci de meseria aia. Și bine, și mai venim și în contextul societății actuale, unde există conceptul de easy money și acum se îndreaptă către... Asta cred eu că este un val așa peste ochii tinerilor, care... Să creadă, e o iluzie. Cred că da, vor fi... Noi în asociație, de exemplu, avem Seara Carierei, se numește, unde îi strângem pe tineri și aducem modele din diverse... Arii profesionale, okay. Exact, pentru a le explica despre ce e vorba în meseria respectivă, fără... Fără împachetat frumos, adică... Exact, lucrurile mai puțin neplăcute. Pentru că ei trebuie să fie pregătiți de viață, trebuie să știe exact ce se întâmplă și cum să abordeze drumul lor în viață. Da, Cristina, în ceea ce faci acum a contat foarte mult și parcursul tău, alături de mulți antrenori cunoscuți pe care ai avut în drumul către performanță. Ai învățat de la fiecare câte ceva și ai adăugat tu ingredientele tale? Bineînțeles că fiecare dintre antrenori sau și nu numai, orice om pe care l-am întâlnit, coleg și așa mai departe, și-a adus cumva aportul în structura pe care eu o am ca om acum. Maria Fumea, antrenoarea mea de la lotul de seniori, a avut cel mai mare aport în a mă forma pe mine ca sportiv și nu numai. Și da, normal, înveți de la fiecare antrenor, așa cum și tinerii noștri și copiii noștri învață de la noi ca și modele. Și învață nu din ce le explicăm noi, învață de la ce văd la noi, că modul în care ne comportăm și cum acționăm. Asta învață, nu învață de cum ce vorbim, că vorbim frumos toți. Da, de știut știm să explicăm. Știi că era o fotografie care circula pe internet la un moment dat, cu un copil care citea o carte și o altă mamă întreba pe mama: dar cum adică citește? Ce i-ai făcut să citească? Și mama avea la purtător o carte, dacă cealaltă mamă era cu telefonul, știi, era o comparație drăguță. Adică da, doar puterea exemplului poate să te ajute. Tu ești un exemplu pentru acești copii. Ești empatică, se simt lucrurile astea, adică oricât, așa cum ai spus tu, oricât de frumos am vorbit noi la televizor, niște lucruri se simt. Și trec dincolo de sticlă, cum se spune în limbajul mai puțin tehnic. Dar cum vezi tu acum pasiunea asta? De unde pasiunea asta către tenis? Te-am întrebat și înainte, dar am zis nu vreau să știu acum, vreau să știu în live, pentru că de la gimnastică la tenis, ce s-a întâmplat? De unde ai pornit pe drumul ăsta? De unde am pornit? Păi i-am cunoscut pe tinerii din asociația The Social Incubator. Am fost speaker pentru ei motivațional într-una dintre aceste serii ale carierei. Am stat de vorbă cu ei, am înțeles nevoile lor mai bine, am înțeles procesele prin care trec și împreună cu Adriana Preda, directorul asociației, am decis să organizăm un eveniment de
sport, un eveniment sportiv, pentru că, așa cum ați auzit și în materialul pe care voi l-ați spus la începutul emisiunii, eu cred foarte tare că valorile sportului sunt multe, multe și foarte nobile. Și dincolo de sănătate și tot ce și fair play, înseamnă comunitate, înseamnă bucurie, înseamnă foarte multe lucruri pozitive prin care putem să ne ajutăm semenii și să transformăm odată societatea asta în care, de care ne tot plângem, dar fără să facem nimic. Și atunci am propus pur și simplu, a fost o idee, nici nu știm exact cum s-a născut. S-a născut la o cafea așa, instant. Ca toate ideile exact. Bune și ca toate războaiele, știi? Da, da. Și da, așa a luat naștere Tenis pentru Fapte Bune. Și iată că anul acesta am reușit să organizăm ediția a doua cu mare, mare succes și ne bucurăm, să sperăm că la anul vom putea face o ediție și pentru copii. Așa ne dorim noi, să avem două ediții, una Family și una 18+. Și nu numai, o să organizăm mai multe evenimente frumoase, pentru că le organizăm bine. Au fost și foarte multe nume sonore, atât în showbiz cât și în sport, alături de voi, care au venit și au întreținut atmosfera, să zicem așa. Au făcut show pe zgură, direct, adică ai avut, poți să ne spui câteva dintre numele care au fost alături? Da, au fost alături de noi Horia Brenciu, Alex Bogdan, Cornel Ilie, care ne-a fost ambasador și acum 2 ani. Sunt oameni minunați care au acceptat să-și rupă din timpul lor pentru a veni la eveniment și a juca un meci demonstrativ, sau precum ambasadoarele noastre Mihaela Buzărnescu, Gabriela Ruse, care ne-au donat și câte o rachetă cu care noi am făcut o licitație foarte frumoasă pentru participanții noștri. Virgil Stănescu, alt mare campion, capitanul României, da, la basket. Elisabeta Lipă a venit și a vorbit în deschiderea evenimentului. Era într-o formă de zile mari, am văzut-o pe doamna Lipă, era într-o formă de zile mari și cu siguranță ar fi vrut să intre și pe teren, să facă câteva schimburi de mingi. Energică, ca de obicei, doamna Lipă. Bine, ați avut și ceva parteneri, nu putem să le spunem numele ca să nu avem divergențe, dar au fost și ceva parteneri care au venit să participe activ din cadrul bordului de conducere a unei mari companii românești, din câte au din fost câte mai am multe văzut. Companii adică care ne-au ajutat, ne-au făcut sponsorizare și nu numai. Au fost foarte mulți oameni. Deci lumea își dă interesul către genul ăsta de activități care îmbină sportul cât și cazurile umanitare, pentru că știm foarte bine ne atrag și atrag, mai ales, din nou spun, de că e o companie cu renume, care atârnă greu, să zic așa, în România. Și mi se pare fascinant. Sunt greu de convins oamenii ăștia? Eu nu cred că sunt greu de convins. Eu am vorbit aproape cu toți personal și sunt oameni minunați, deschiși către oameni care vor să facă bine și care fac lucrurile bine. Și atunci, dacă lucrurile sunt făcute frumos, curat, ei sunt deschiși. Da, cât efort necesită un astfel de eveniment, probabil că trebuie să umbli foarte mult, echipă, să alergi. Și evident, nu, că asta era să completez eu, clar nu se poate de unul singur, contează foarte mult și partenerii, cei care sunt în brajma ta, care trebuie să se ridice clar la calitatea liderului. Da, parteneri, susținători, echipa, contează orice participant își are rolul. Eu am fost în rolul de coordonator, deci am avut pe toată lumea sub supraveghere și colegii mei îmi spun că eu fac armată cu ei, eu sunt generalul, nu e nicio problemă. Dar da, lucrurile au ieșit foarte frumos, oamenii au fost foarte bucuroși, abia așteaptă ediția următoare și noi așteptăm să îi încântăm cu și mai multe surprize. Știi că acum o să intrăm în latura sensibilă. Dintre acești copii sunt convinsă că sunt din ei care îți ajung la suflet. Și nu cred că sunt puțini și cred că au și niște povești care îți ajung la suflet. Poți să ne spui despre unul din copii care îți vine în minte acum?
Sunt povești triste, pentru că eu am așa o glumă și spun că noi care ieșim din familii funcționale ieșim traumatizați, dar pe ei săracii care vin din orfelinate și din medii extrem de defavorizate și grele. Și din cine ce știe ce condiții, pentru exact că, grele. Mă rog, da, e o polemică în sensul ăsta. Nu știu, sunt tineri care ajung acum, atunci când mi-ai spus un caz, mi-a venit în minte unul dintre tineri care și-a văzut părintele dându-și foc în fața lui. Și el neavând, rămânând în orfelinat, și copiii ăștia trebuie ajutați. Sunt suflete, sunt oameni care trebuie să-și găsească rolul în societate. Trebuie sunt să adultul îi ajutăm, de mâine, întindem la mână, să educăm, pentru că sunt foarte mulți dintre ei extrem de capabili, extrem de dornici să învețe, să-și depășească limitele. De aia avem foarte mulți cu rezultate extraordinare. Dar sunt și copii care necesită mai multă muncă, un pic mai multă implicare și mai mult ajutor. Yes, da, scuze. Dar mă gândesc că, Cristina, că de multe ori cauți pe viitorii parteneri la aceste acțiuni, însă văzând ceea ce faci tu, sunt și oameni care vin ei către tine pentru a ajuta, pentru a spune, Cristina, vreau să vin și eu, ce pot să fac ca să vă ajut? Fiind doar la a doua ediție, acum 2 ani când am organizat prima ediție, nu am avut oameni care au venit ei spre noi, pentru că nu știau ce vrem noi de la ei, ce se întâmplă, ce facem noi de fapt, ce ne dorim. Însă văzând parcursul nostru, văzând ce se întâmplă la eveniment, văzând, pentru că noi facem și o raportare către acești sponsori, tot ce se întâmplă în timpul turneului și cu banilor până la urmă, ce se întâmplă cu tinerii, unde, câte ateliere, câte ore de mentorat, tot. Acum, da, după al doilea an, avem propuneri de a colabora pentru anii viitori, ceea ce ne bucură extrem de mult. Și să sperăm că nu o să înceteze să vină, pentru că, uite, cu toate astea, poate vin cu idei și spun, a, uite, ei au putut să facă, dar noi ce avem? Noi de ce să nu putem să facem? Mai și noi, hai să... Pentru că, până la urmă, nu e o competiție care să fie mai bun, este o competiție, hai să fim cât mai mulți. Să aici fie o diferența. Competiție în a face fapte bune. Exact, acolo să fim cât mai mulți. Suntem pentru a ajunge la un rezultat. Asta e un subiect sensibil pentru, știi cum e, pentru cei de acasă și pentru noi personal, pentru că sunt nedreptăți. Știi? Când vezi că îi se întâmplă unui copil, e o nedreptate, o iei ca fiind o nedreptate și vrei tu să fii judecătorul, știi? Și să ai decizia. Mă și gândesc că astfel de companii importante care se alătură, din fericire, din ce în ce mai multe, pot să preia din acești copii, să le dau un loc de muncă, nu? Probabil că este un pas către viitor. Îi pregătim și nu îi preiau pur și simplu fără a trece printr-un proces normal de integrare și de angajare. E un prim pas. Da, dar ei învață în asociație cum să-și facă CV-ul, cum să se prezinte la interviu, sunt ajutați să-și termine studiile în direcțiile în care doresc să profeseze și da, dacă există posturi libere, sigur că da, noi și partenerii noștri le oferă șansa de a veni la interviu și a trece prin tot procesul acesta. Și da, sunt și angajați. Deci este un întreg mecanism care funcționează sănătos, cum ar trebui să... Știi cum ar trebui să funcționeze un stat? Ești un mini stat în stat, cum s-ar spune. Eu te formez, eu te ajut, dar după aia e altcineva tot de la noi care se poate ocupa de tine și mai departe îți oferim un drum în viață, așa cum alții nu au avut șansa, din păcate. Tu în restul activităților, da, avem... Dacă mai rămâne timp, nu? Să știi că mai avem niște timp, dragilor. Deci să ne înțelegem. Cristina azi la început. Dar eu am un pic de emoții. Avem vreo pauză publicitară? N-avem pauză. Oh, ce facem? Să știi că mai avem doar 10 minute. Da. Deci timpul a trecut. Nu, Alice, spuneam, dacă Cristina mai are timp să facă altceva în afară de activitățile pe care... Eu m-am gândit la temerea ei cu timpul. Ai timp să faci și alte lucruri, ești și profesor. Da. Și cum acolo ce se întâmplă? Unde e acțiunea? Da, în timpul liber sau în afară de acest rol al meu ca și manager de evenimente sportive în cadrul Asociației de Social Incubator, sunt și freelancer, lucrez ca antrenor de fitness și
consultant în această area a fitness-ului și a wellness-ului. Și da, am o grămadă de proiecte personale. Chiar la sfârșitul acestei luni o să dau drumul unei platforme online unde oamenii pot ajunge la mine și se pot antrena cu mine. Deci există timp pentru orice, atâta timp cât îți dorești să faci lucruri. Acum era Alice la Petbol, am zis că ne înscriem aici, ne băgăm și noi. Eu aș avea nevoie. Deci, eu vă aștept, mare drag. Eu aș avea nevoie pentru că știi cum e, mai ales în vremurile pe care le trăim acum, vezi diferența la cei care au făcut sport și cei care fac sport și cei care sunt mai leneși. Vorbești despre mine? Scuze, mama. Așa, pentru că mama mea a fost și ea gimnastă și de asta... Ce frumos, uite, n-am știut. Da, 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 a făcut gimnastică și... Du-te la sport, da, da. Am ales arta. Știi ce voiam să te întreb? Pentru că ai făcut la Deva și mi-am adus aminte de o bună prietenă de-a mea, de Lidia Buble, care cântă și care și ea tot la Deva a făcut gimnastică și cred că sunteți și apropiate, sunteți apropiate ca vârstă? Nu. Mi-ar plăcea mie, dar nu, eu sunt... Apare. Destul de... adică eu... N-ați fost colegi? Nu, n-am fost. Am plecat deja de la Deva în momentul în care ea era acolo încă junioară. Dar da, știu despre ea că este... Cred că din Hunedoara este... Da, da, da. Și la Deva a făcut gimnastică, exact. Da, performanță. Da, da. Știam lucrul ăsta, dar din păcate, da, nu am fost în cred că s-a uitat generație. La, cred că s-a uitat la tine. A, trebuie să învăț de la fete. Da, mă, și gândesc, Cristina, că un caz rezolvat acolo unde te implici, evident, alături de echipă, este oarecum sinonim cu o medalie importantă din cariera ta. Până la un punct. Până la un punct, da. Mi-aduc, lucrurile astea mi-aduc și o satisfacție personală, pentru că, așa cum... Iar e o glumă de-a mea, eu am fost campioană mondială și orice fac o să fiu cea mai bună. Deci da, în momentul în care mă implic într-un proiect sau în orice fac, în, nu știu, poate în proiectul unui client de-al meu care își dorește să slăbească, găsesc cele mai bune metode de a ajunge la rezultatul dorit și cred că asta vine din sportul de performanță. Și ambiție. Da, există satisfacții personale, bineînțeles. E, asta e foarte bine, nu putem să trăim, adică trebuie să le îmbinăm pe toate, știi, astfel încât să reușim să trăim din toate. Ai vreun regret în ceea ce privește perioada care a trecut? Ai vreun moment în care ai spune, băi, mi-aș fi dorit să fi procedat diferit acolo? Regrete nu sunt, nu am regrete. Am încercat tot timpul să dau tot din partea mea, tot ce am putut mai mult. Adică pe principiul ăsta cred că mergi și spre performanță. În momentul în care ai rezerve și știi că nu ai dat tot, atunci clar o să se vadă pe scenă sau în sport, în proba pe care o faci, clar o să se vadă. În sportul de performanță nu prea există rezerve și nu există timp de regrete. Există timp de privit înapoi către eșecul tău și să te uiți să spui... ce n-am făcut bine, unde pot să fiu mai bun, ce fac ca să pot să îmbunătățesc asta, că oricât de greu ar fi, haide, la treabă. Și de ce te-am întrebat asta? Pentru că e vizibilă mentalitatea de învingător și explicația pe care tu ai dat-o este o explicație de unui caracter puternic și de învingător. Nu toți privesc așa și e o lecție sănătoasă de psihologie pe care nu ești tot timpul am învârtit-o un pic, da, aici. Nu ești tot timpul așa, de aia ai o echipă cu tine, dar cam asta înveți. Înveți că asta trebuie să... Adică doar așa reușești. Altfel, dacă aștepți să facă altcineva în locul tău sau să vină să te împingă cineva, să-și dorească altcineva în locul tău, din păcate nu se întâmplă lucrurile așa. Da, pe de altă parte, legat de sportul de performanță, ți se mai cere sfatul de către cluburile sportive, eu știu, antrenori care sunt acum în funcție, da, o campioană, da, care a trecut prin atât de bune rezultate, cu siguranță are ce spune în continuare. Da, de aici și rolul meu de consultant și de preparator fizic, pentru că am și antrenat sportivi, am pregătit fizic sportivi din alte sporturi. Din de exemplu? Tenis, din tenis și nu numai. Da, bineînțeles. Am putea avea un preparator fizic de o asemenea calitate la o echipă de fotbal? De ce nu? Dar nu știu dacă eu sunt tocmai potrivită, pentru că nu cred că băieții m-ar asculta pe mine. Da, cred că e... Lasă, rămâi la tenis. Da. Da. E mai ușor, nu?
e mai potrivit. E mai frumos. E mai potrivit. Așa, exact, e mai potrivit. Delicatețe și diplomația, Ionel, astăzi la această masă. Nu știu cum să spun exact. Un aventură, un aventură. Stai că voiam să te întreb, că mi-ai spus că și cu Scrima avem ceva, niște simpatii către această direcție. Da, 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 eu o admir foarte tare pe Ana Maria Brânză și după ce m-am lăsat de gimnastică, am tot cochetat cu tot felul de sporturi, fără încercarea serioasă de a ajunge din nou pe podiumul mondial sau ceva obișnuit. De genul ăsta. Podiumul obișnuit, pur și simplu din curiozitatea de a testa cum se simte pe corpul meu și în corpul meu alte sporturi. Acum, de exemplu, am început să joc tenis. Iau lecții de dans, am notat, mi-am luat echipament de scrimă, m-am dus la sala de scrimă. Îmi place foarte mult. Atâta timp cât te miști, îți poți corela și mintea mai ușor cu toate emoțiile tale. Da, vorbim de o paletă atât de largă de sporturi, gimnastică sportivă, gimnastică aerobică, tenis, not, scrimă. Care dintre aceste sporturi ți se par mai dificile? Fiecare are clar particularitatea lui. Am avut și o discuție cu unul dintre prietenii mei vis-a-vis de treaba asta. Eu spuneam că gimnastica de departe este cel mai complex sport. Nu știu dacă cel mai greu, pentru că cu siguranță fiecare sport este greu în stilul și în felul lui. Sunt sporturi precum rugbyul sau polo, care sunt extrem de dure, extrem de solicitante. Dar, ca și complexitate, eu cred în continuare că gimnastica este cel mai complex sport și nu știu de ce, dar nu o să mă convingă nimeni, eu aștept niște studii. Și presupun că dacă ai dat timpul înapoi, tot gimnastica e alege. Da, da, da. Nu aici, ca pe îndoială către, nu, către nu zona pe îndoială, asta. Nu. Chiar dacă ai trecut prin alte sporturi și ai cunoscut. Da, nici măcar Ana Maria Brânză nu te-ar convinge să treci la scrimă, nu? Nu știu. Da. De la început de drum, nu știu, fiecare are o stea, știi cum se spune, și steaua ta a fost asta în gimnastică. Ulterior ai ales o carieră care nu e neapărat că impresionantă alegerea, cât este nobil țelul și ceea ce faci în momentul de față, și cred că îți aduce o satisfacție personală extraordinară când vezi acești copii că își găsesc un drum, nu-i așa? Da, este magic să vezi cum acțiunile tale, munca ta se transformă într-un om independent, funcțional, care își găsește drumul și care își poate întemeia o familie, care poate fi fericit și, da, este o satisfacție enormă. Și iese din mâinile tale, știi că asta e cumva, mâinile, cu ajutorul tău. Cu ajutorul meu, din mâinile exact, echipei, da. Din mâinile da, gândesc, Cristina, cei care din fericire fac pasul unde trebuie, te mai caută după aia, vă mai caută, rămâneți în relații bune cu ei, cei care își fac o familie, care își găsesc un da, serviciu. Sigur că da, unii dintre ei rămân și mentor pentru tinerii noștri în continuare, sunt alături de noi, îi invităm tot timpul la evenimentele noastre, sunt aproape de noi. Parte din echipă. Da. Unii dintre ei, da, au rămas în continuare în echipă. Da. Păi când ești când trăiești acolo și când știi ce s-a întâmplat, clar, simți nevoia, cred că să dai cumva înapoi. Ei asta aș doresc, să ajute la rândul lor și unii dintre ei, da, rămân alături de noi. Alții o iau pe alte drumuri, însemnând că își găsesc joburi, se integrează în alte companii. Uite, Cristina, mai avem foarte puțin, adică mai puțin de un minut, și dacă e un mesaj pentru cei de acasă. Un mesaj pentru cei de acasă. Faceți sport, pentru că sportul înseamnă sănătate și nu este doar o vorbă goală. Sportul vă schimbă efectiv chimia în corp și în minte și asta este un lucru dovedit științific. Exact, și pe care n-are cine să-l conteste. Mulțumim tare mult, Cristina, că ai fost alături de noi. Ionel, asemenea, îți mulțumesc. Dar, din păcate, timpul a zburat și minutele noastre au expirat. Dar nu vă faceți griji că ne vedem și mâine. M-am emoționat de la ora 17. O seară plăcută tuturor! La revedere!